Duminică seara s-a încheiat cea de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor, Hora Mare. Președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, a vorbit în deschiderea spectacolului, apoi rând pe rând a urcat pe scenă toate ansamblurile participate la eveniment. Vă reamintim că în cadrul acestei ediții a festivalului au acceptat invitația să-și promoveze cultura și dansurile 8 ansambluri folclorice din Argentina, Armenia, Bulgaria, Franța, Georgia, Italia, Lituania și Serbia. Felicitări pentru toată această strădanie a dumneavoastră și, într-adevăr, urmăream activitatea de aici, de la Călăraș, o activitate extrem de bogată. Nu numai muzica populară își găsește locul, ci și muzica ușoară și folcul și teatrul. Toate aceste acțiuni datorită implicării dumneavoastră și a oamenilor dumneavoastră pe care îi coordonați în sensul acesta minunat de a promova cultura noastră națională și internațională. Și eu aș vrea să mulțumesc pe această cală Centrul Județean de Cultură, echipei Consiliului Județean, care mi-a dat suportul să pot să realizez aceste lucruri pentru călărășeni și pentru municipiul Călăraș. Domnule președinte, vă mulțumim din suflet. Încă o dată felicitări. Lucrurile stau cum nu se poate mai bine din punct de vedere cultural la Călăraș, asta în comparație cu marile orașe, acolo unde am fost prezent și eu și Miruna la diferitele festivaluri de muzică populară sau alte festivaluri. Vă mulțumim, vă urăm succes pe mai departe, iar călărășenii trebuie să fie conștienți că avem nevoie de această carte de identitate a folclorului românesc sau internațional. Vă mulțumim din suflet, mult succes! Și vizionare plăcută. Vă mulțumim domnule președinte. Vă mulțumim pentru interesul pe care îl acordați unor asemenea manifestații.